În doar o săptămână, peste 800 de hunedoreni au fost diagnosticați cu infecții acute respiratorii, dintre care 115 au fost internați. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul nu este cu mult mai mare, dar medicii ne recomandă să ne îmbrăcăm corespunzător, să nu neglijăm regulile de igienă personală și să respectăm un regim de viață sănătos. Până la această oră nu avem declarate cazuri de gripă, dar infecții acute respiratorii sunt declarate în număr de peste 830 de cazuri, din care 346 pneumonii, iar cazuri care au necesitat internarea sunt 115. Trebuie să știm cum să prevenim și acest lucru întotdeauna și în încăperi. Trebuie să asigurăm un schimb al aerului din încăperi, dar să nu uităm că a aerisi încăperea este un lucru foarte bun pentru a preveni infecțiile acute respiratorii. Nu trebuie să neglijăm nici regulile de igienă personală, precum spălarea cu apă și săpun a mâinilor sau utilizarea batistelor de unică folosință pentru strănut sau tuse. De asemenea, în această perioadă este bine să avem o alimentație bogată în proteine și nu în ultimul rând să ne îmbrăcăm cu haine groase din materiale naturale. Ar fi foarte bine să fie puse în straturi mai multe haine, pentru că dacă intrăm într-o clădire în care temperatura este de 22-25 de grade, să ne adaptăm temperaturii din interiorul clădirii. Totdeauna să avem grijă și de extremități, adică o încălțăminte călduroasă cu o talpă bună, aderentă, el să prevenim apariția degerăturilor la nivelul extremităților, deci încălțămintea să fie și comodă și călduroasă. Mâinile să le protejăm cu ajutorul mănușilor, pentru că tot ce înseamnă extremități, degete și pielea feței pot să fie afectate de temperaturile scăzute. Capul, clar, să le acoperim cu o căciulă călduroasă. Medicii mai recomandă ca persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cronice cardiace și respiratorii, să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care pot duce la îmbolnăviri sau complicații ale afecțiunilor existente.